Tot pe loc, pe loc, pe loc, înainte aproape deloc. Cam așa s-a circulat ieri pe drumul național 1. Toată aglomerația din pensiunile și hotelurile de pe Valea Prahovei s-a mutat pe șosea. După petrecerile de sărbători, turiștii au avut mai mult de nevoie decât de voie o nedorită porție de odihnă în coloană. DN1 sau drumul național al nervilor și răbdării. De fiecare dată e la fel. Stai mai mult pe drum decât în vacanță. Cuprinși încă de spiritul sărbătorilor, unii turiști au făcut haz de necaz, în speranța că așa mai scurtează drumul. Sărbători cu bine! Cum se circulă? Foarte bine! Nu ne grăbim. Răbdarea nu a fost împărțită în mod egal la toți. Până să facă autostrăzi pentru să poată circula, domnule, ca în Europa, ca în afară, nu stăm să consumi benzina degeaba. Sunt foarte multe mașini, este poliția mai în față, dar degeaba. Se stă destul de mult, e plictisitor, bine că avem rezervorul plin. Cele mai aglomerate tronsoane au fost între Predeal și Bușteni și între Posada și Comarnic. 8 km, să zicem. 8 km, 2:20. I-a făcut 5 km într-o oră. Pentru a mai fluidiza traficul sufocat de atâtea mașini, în toate stațiunile montane a fost suplimentat numărul agenților de poliție. Sunt însă și turiști care au mai amânat puțin întoarcerea acasă, tocmai pentru a evita aglomerația și profită de ultimele ore pe pârghie.